Incendiu puternic în Rahova, pe terasa unui bloc de 10 etaje, imobilul din sectorul 5 al capitalei se afla în renovare. Locatarii au fost evacuați de urgență. Fumul dens a putut fi observat chiar din localitatea Bragadiru. Conform pompierilor, incendiul ar fi pornit în momentul în care angajații companiei au încercat să izoleze terasa cu smoală. Focul s-ar fi extins cu repeziciune. Pompierii sosiți la fața locului au lichidat repede flăcările. Primăria sectorului 5 a anunțat că va acorda tot sprijinul necesar persoanelor afectate de incendiu. Autoritățile urmează să stabilească valoarea pagubelor, dar și cauzele exacte care au dus la declanșarea flăcărilor.